Bună seara, bună ziua sau bună dimineața, dragi români de pretutindeni, pentru că ne întoarcem la origini așa cum ne-am obișnuit, bine ați revenit la un nou episod al RRC Podcast. Am avut și avem români cu viziune, dar ce viziune? Expresia România anului 3000 nu ne aparține, ci lui Tache Ionescu. Acest român, acest om politic din perioada antebelică, de după războiul de independență și un pic după primul război mondial, gândită de dânsul la vârsta de 17 ani, când a scris o novelă scurtă despre călătoriile sale în timp, numită Spiritele anului 3000, într-una din revistele literare ale liceului. În momente de cumpănă, cu toții, cetățeni reali ai acestei țări, în care locuim și trăim, am învățat că nu austeritatea ne salvează, ci viziunea pe termen lung, pentru prosperitate. Când nu ai, e culmea, te gândești cum să faci să prosperi. Nu ați văzut că atunci când o țară, o societate, o comunitate sărăcește, pentru a contracara rapid această stare de fapt, e necesar să se gândească la exact opusul. Cum să se îmbogățească. Și nu sacrificând pe ceilalți, și nu călcând pe capetele celorlalți, ci cum să facem să prosperăm cu toții, într-o situație câștig-câștig, atât eu cât și vecinul meu, în loc să-i doresc să-i moară capra. O vorbă creștină spune: atunci când crezi că nu mai poți, abia atunci poți încă și mai multe, mult mai multe. Deci, în momente de slăbiciune, aflăm că suntem cei mai puternici. Paradoxal, nu-i așa? Dar întâi să cunoaștem cine a fost Tache Ionescu. Acel om politic, acel român excepțional, acel mare caracter al nostru, al poporului român, din perioada antebelică. A trăit în două secole, cel de-al 19-lea și cel de-al 20-lea. Considerăm că, în principal, Tache Ionescu gândea, deschid citatul, să năzuim a ajunge mai sus decât ceea ce suntem, dar să nu uităm ceea ce am fost și să nu calumniem ceea ce suntem. Așa să ne ajute Dumnezeu. Închid citatul. Tache Ionescu se naște la Ploiești la data de 13 octombrie 1858. Pe numele său de botez Dumitru Ghiță Ioan preia sufixul Escu pentru că așa era la modă la vremea aceea. Fiul al lui Gheorghe Ioan, al doilea din patru și al Eufrosinei Ioan. Tatăl său era negustor activ ce cunoscuse falimentul în urma recesiunii de după o epidemie de holeră care sărăcise orașul. S-a stabilit apoi la București pentru a lua cu contract de la primăria orașului Giurgiu dreptul de a percepe taxe de accize. Muncind din greu, acesta reuși împreună cu a sa soție Eufrosina să prospere, astfel încât ajunse să dețină case și moșii. Micuțul Tache urmează școala primară începând cu vârsta de 5 ani și se remarcă prin sârguință și cumințenie. Mai apoi la liceul Sfântul Sava, intră prin concurs de bursier și se clasează pe locul întâi, rămânând în această poziție. În catalogul liceului apare schimbarea de nume din Ioan în Ionescu. A publicat în 1875 ca și colaborator al revistei Junimea versuri și nuvele, printre care o nuvelă denumită Spiritele anului 3000, dovedindu-și natura înnăscută a puterii sale vizionare, în care își închipuia că a murit și a reînviat în anul 3000, când se va fi întâlnit cu un om pe nume Aru, care îl lămurește ulterior. Apoi tânărul Tache îi face o expunere de viitor, deschid citatul. România și-a redobândit teritoriul ei natural, în virtutea drepturilor naționalităților, închid citatul, făcând apel la Tribunalul Internațional creat de regimul sincerității, început în anul 2500. Îi spune mai departe că granițele au dispărut și nu mai există decât o vastă, deschid citatul, confederație a genului uman, iar limbile s-au unificat într-una singură, cu sintaxă și reguli simple de tot, dar aceasta numai pentru uzul obișnuit. Limbile vechi naționale au fost însă păstrate cu sfințenie, închid citatul. În utopia sa se prevedeau și desființarea partidelor politice, iar la întrebarea despre idealul comunist prin nivelarea tuturor, Aru îi răspunde, deschid citatul. Aceasta este o monstruoasă producție a voastră, a trecutului. Comunismul nu înseamnă libertate, înseamnă tiranie și anarhie în numele libertății. Tablou înfiorător pe care civilizația de azi îl repudiază. Închid citatul. Într-un eseu intitulat La réception de Gérard de Nerval en Roumanie, 1855-1943, Michel Vatrem amintește novela pentru că tânărul autor menționează că și Gérard Nerval se îndrăgostise de regina din Saba, pentru eseist că la 1875 opera scriitorului francez era bine cunoscută în România. Între 1875-1881, Tache Ionescu urmează cursurile universitare la Paris,
obținând doctoratul în drept. Tatăl său, Ghiță Ioan, își permite să-și trimită și al doilea copil să studieze la Paris, asigurându-i lunar 15 Napoleon de aur. În Franța a legat prietenii de o viață cu viitoare personalități ale societății românești: Grigore Andronescu, Constantin Disescu, C. Arion, Alexandru Giuvara, tot atunci fiind acolo și Alexandru Marghiloman. Studentul Tache a fost strălucit la învățătură, avid de cultură și tot mai preocupat de probleme ale societății. Prima lui conferință publică dintr-o sală discretă s-a numit Naționalitățile din Austro-Ungaria, prilej de a primi repede porecla ce-l va însuți toată viața, Tăchiță Gură de Aur. Revenit la București în 1881, devine avocat în baroul de Ilfov și începe o strălucită carieră, devenind faimos pentru talentul său oratoric. Cum spuneam, Tăchiță Gură de Aur. Colaborează la ziarul Românul, al lui C.A. Rossetti, este remarcat de Ion C. Brătianu și în 1884 devine deputat al Partidului Național Liberal. Nemulțumit de dominația familiei Brătianu din politica românească, Ionescu îi părăsește pe liberali, formând un grup dizident împreună cu Nicolae Fleva și Constantin Arion, iar la alegerile din 1888 candidează ca independent, obținând un loc la Colegiul 2, Craiova. S-a impus în viața parlamentară printr-un extraordinar talent oratoric și, totodată, a acordat o mare importanță presei, publicând numeroase articole în Românul, precum și în săptămânalul de limbă franceză La Romanie Politique, Littéraire et Économique. În alegerile din 1884 este votat de către Colegiul al III-lea de Ilfov și astfel începe cariera parlamentară, de data asta cu maturitate, mai degrabă atras de moderația lui Brătianu decât de extremismul lui Rossetti. Și a fost un debut de generație alături de cei cu care fusese la Paris. La 4 decembrie a rostit primul său discurs parlamentar, ca delegat al tinerilor intrați de curând în cameră, la cea din tâi dezbatere asupra răspunsului la mesajul tronului. S-a pronunțat categoric în favoarea capitalului străin, deschid citatul: nu trebuie să ne impresioneze dacă unii străini se vor îmbogăți. Ei vor pleca, dar industriile rămân, închid citatul. Iar despre preconizatul vot universal a rostit fraza, deschid citatul: într-o țară ca a noastră, în care instrucția este încă în fașă, în care starea economică este atât de rea, a da guvernământului numai numărul ar fi a pune țara la îndemâna celui din tâi dictator norocos, închid citatul. Într-un articol publicat în Românul din 31 decembrie 1890, Tache Ionescu se referă la Unitatea Națională a Românilor, deschid citatul. Tache Ionescu vedea poporul român în integralitatea sa, considerând unitatea națională ca o realitate incontestabilă. În concepția sa, regatul României constituia un centru de coagulare a aspirațiilor naționale. Regatul însuși trebuie să fie intens preocupat de soarta românilor din afara hotarelor sale, aflat sub dominația directă a imperiilor vecine. Existența națională a neamului românesc întreg și neștirbit este o chestiune vitală pentru toți românii, pentru cei din regat, cât și pentru cei din afară. Închid citatul, menționează volumul Tache Ionescu de Anastasie Iordache, editura Universal Dalsi, 2008. Preocupat de soarta tuturor românilor din afara hotarelor, Tache Ionescu este îngrijorat în mod deosebit de soarta românilor basarabeni, din cauza lipsei oricăror drepturi la viața politică națională. El a întreprins totodată măsuri de ajutorare a românilor transilvaneni în lupta pentru afirmarea drepturilor lor. În 1891, Tache Ionescu devine membru al Ligii pentru Unitatea Culturală a tuturor românilor. Tot în 1891 acceptă invitația venită din partea lui Lascăr Catargiu și trece la Partidul Conservator, direct ministru al cultelor și instrucțiunii publice, deși nu era deputat la data aceea. Ieșirea din dizidență și alegerea făcută și le-a justificat în plenul Parlamentului cu sinceritate, deschid citatul. Dacă am făcut acest pas, este că m-am aflat și eu în fața celor două căi pe care le poate alege un om politic, calea negației și drumul muncii. Țin să fiu un membru util în viața acestei țări, închid citatul. Și a fost completarea reorganizării instrucțiunii publice românești, asigurarea sistemului inspectoratelor, seria clădirilor de școli sătești, etc. Apoi legea monumentelor istorice, dar și cea de organizare a bisericii pentru care a fost acuzat ca fiind ateu, legiferează biserica. La care a răspuns, deschid citatul, nimeni n-are dreptul să-mi scruteze conștiința și să-mi ceară aici o confesiune. Afirm însă că urmăresc binele bisericii și asta e suficient. Închid citatul.
În ultimul deceniu al secolului al XIX-lea se focalizează interesul opiniei publice pe eforturile comunității românești din Transilvania de a-și afirma drepturile comune, iar în vechiul regat devine tot mai vizibil curentul unionist. Dar naționalismul a generat patimă și societatea se aprinde ușor, se divizează și majoritatea atacurilor se îndreaptă spre Austro-Ungaria. Tache Ionescu își face un crez din dorința entuziastă de a promova unirea cu aceia aflați dincolo de munți. De altfel, ca un fapt anecdotic, el a cucerit un prim petic de pământ din Ardeal când a finanțat amenajarea unui drum pe Valea Mălăreștilor, deasupra Buștenilor, un drum turistic care îi poartă numele. Într-un discurs referitor la ura de rasă, ce se vedea în anumite momente, a ținut să declare explicit. Deschid citatul. Ura aceasta nu poate intra în sufletul meu, căci dragostea pentru națiunea mea nu se alimentează din ura împotriva altor neamuri. Închid citatul. Martie 1907 a însemnat izbucnirea celebrelor răscoale, atât de invocate de dușmanii democrației până astăzi. Xenii notează că ele au avut la început aparența unor mișcări antisemite pentru că drept ținte erau unii arendași evrei din nordul Moldovei. Treptat, mișcarea s-a extins în restul țării cu un pronunțat caracter social explicat prin lipsa de pământ suficient și mai ales regimul contractelor agricole. Ministrul de interne Gheorghe Grigore Cantacuzino a tratat cu superficialitate primele semne ale răzmeriței și a dat ordin prefectului să reprime cu energie, dar cu blândețe. Liberalii din opoziție întrețin starea de revoltă și acuzele lor sunt dure. Tache Ionescu a sfătuit pe rege să cheme la guvernare liberalii pentru că astfel conservatorii nu ar fi putut rezolva criza cu adevărat. El și-a reafirmat mai vechea sa ideea unei bănci agrare care să ofere posibilitatea țăranilor să cumpere pământ mai ușor și treptat să echilibreze distribuția proprietăților agricole. Deschid citatul. Atitudinea tranșantă și deschisă a lui Tache Ionescu în favoarea românilor transilvăneni a trezit suspiciunile și reacția nu numai a vechilor conservatori, dar și a junimiștilor, ambele grupări având o orientare favorabilă puterilor centrale. Prin ajutorarea în secret a românilor transilvăneni sau prin articolul său din Românul, prin repetatele intervenții în cameră, în problema națională, Tache Ionescu se desprinsese treptat de orientarea politică externă a majorității copleșitoare din propriul partid, precum și de junimiști, care tatonau permanent în scopul realizării fuziunii conservatoare sub șefia lui Pepe Carp. Închid citatul. Se arată în volumul amintit. În 1908, Tache Ionescu părăsește Partidul Conservator. La 3-16 februarie 1908, se constituie Partidul Conservator Democrat, al cărui șef devine Tache Ionescu. A fost ministru de interne în guvernul condus de Titu Maiorescu între 14 octombrie 1912 și 31 decembrie 1913. În Partidul Conservator se amplificase o criză veche și principalele grupuri nu reușeau să se coaguleze. Nu se impunea un șef acceptat de toți. Tache Ionescu a refuzat propunerea de a prelua conducerea partidului în acel moment, deschid citatul. Nu vreau să adaug o revoluție de serai la nenorocirile războiului civil care îndoliază țara. Nimeni n-ar mai crede în sinceritatea atitudinii mele dacă aș consimți să trag foloase personale din situația pe care am creat-o. Închid citatul. Ianuarie 1908 a însemnat un moment important în viața politică a țării prin constituirea Partidului Conservator Democrat. În urma unei mașinațiuni din Clubul Conservator, prin care s-a încercat eliminarea din funcțiile de conducere a celor apropiați vederilor tachiste, s-a umplut paharul. Tache Ionescu a meditat îndelung și a decis să facă un pas decisiv, de mare răspundere. A făcut apel la, deschid citatul, țara conservatoare și, pe deasupra ei, la conștiința națională. Închid citatul. Deschid iar citatul. Am adânca mea convingere că România are nevoie de un partid conservator, democratic în compoziția sa, progresist în tendințele sale, dar reprezentând cu fermitate ideile de conservare socială, acest partid trebuie să fie puternic pentru a forma contrapunderea față de stânga, care în mod fatal și după mersul lucrurilor va merge din ce în ce spre stânga. Închid citatul. A justificat astfel titulatura partidului. Deschid citatul. N-am inventat nici cuvântul, nici lucrul, încă o dovadă că e greu să inventeze cineva în ordine politică. Cuvântul a fost inventat în Anglitera de patru oameni, Churchill, Gorst, Wolfe și Balfour, care au creat conservatorismul democrat acum 20 de ani și mai bine. Închid citatul. A muncit mult ca să pună bazele noului partid, atrăgând vechi oameni de la conservatori și alții atrași de suflul nou în politica românească.
După război, revine la București cu ideea formării unui partid democrat și pentru asta adresează țării un manifest. Deschid citatul. Fără a renega nimic din trecutul lui glorios, Partidul Conservator pune temelia Partidului Democrat. Închid citatul. El propune unificarea vieții de stat a celor patru românii, descentralizarea administrativă și inamovibilitatea ei, autonomia bisericii și egalitatea cultelor, protecția muncii și multe altele. Adept al politicii de neutralitate la începutul primului război mondial, Tache Ionescu se va număra, în anii neutralității României între 1914-1916, printre cei mai activi partizani ai intrării în acțiune de partea Antantei, fiind alături de Nicolae Filipescu, inițiator al Acțiunii Naționale și al Federației Unioniste, se arată în volumul Guverne și Guvernanți 1916-1938, autori Ion Mamina și Ioan Scurtu, Silex, Casa de Editură, Presă și Impresariat, București. Organizația Acțiunea Națională, întemeiată în 1914, s-a pronunțat pentru intrarea imediat în război alături de Antantă și a organizat mari manifestații și întruniri la București și în alte mari orașe din țară. Organizația Federația Unionistă, întemeiată în 1915, în care intrau și reprezentanții ai transilvanenilor aflați în București, își propunea drept scop lupta pentru înfăptuirea unirii Transilvaniei cu România. În această perioadă, Tache Ionescu rostește numeroase discursuri, acordă interviuri și publică articole în presă, având astfel un rol important în propagarea ideii unității naționale. Iar aici ne oprim. Vom continua într-un viitor episod în care vom vorbi despre omul de stat, Tache Ionescu, omul României anului 3000. Acestea fiind spuse, am consemnat. Dacă v-a plăcut acest episod, dați-ne un like sau un comentariu ca să știm de voi, iar dacă nu ați făcut-o încă, dați subscribe la canal. Toate cele bune în continuare!